Salut, Cosmin! Ți-am zis Constantin, te cheamă și Constantin? Da, Constantin mă cheamă. Te cheamă Constantin, dar și Cosmin, nu? Da, mi se spune Cosmin. Cosmin, dar buletin ești Constantin? Doar Constantin. Păi și cum ți se spune Cosmin dacă ești Constantin? Așa mi-a spus mama, că nu-mi place Constantin numele. Nu cred. Da. Și pe mine mă cheamă Constantin în buletin, dar nu mi-a zis nimeni Cosmin, de asta spun, că mi se pare că... Da, e ok. Perfect. Îmi place. Perfect. Foarte mult. Bun. Cosmin, oameni buni, câți ani ai? Am 43 de ani, sunt din Craiova, sunt antreprenor, fac un centru de evenimente avantgard cu piscină, trei săli de eveniment. Nu, aia e la Imperiul Leilor când te duci și spui ce ai. Da. Cu averea aia la Imperiul Leilor aici. Nu e avere, spune, este... Noi spune, Dani, doar atât. Căsătorit? Într-o relație. Perfect, într-o relație stabilă, da? Da, foarte stabilă. Bun, dacă, eu te întreb dacă câștigi, cu cine te duci în Germania? Asta e întrebarea. O să mă duc cu băiețelul, cu Alex. Cu Alex câți ani are? Are 10 ani. Super tare, cred că va fi o experiență extraordinară. Super. Așa că e multă presiune pe tine, Cosmine. Mulțumesc. Cu ce echipă ții? Cu Steaua FCSB. Păi stai un pic, nu ești de la Craiova? Ba da, sunt. Și n-ai sânge având în vedere că am cochetat, am jucat fotbal la junior și tineret la Steaua, București, îți dai seama. Nu, dar te-am văzut mai debutul ăla că ești alb-albastru îmbrăcat. Da, dar... Omul a fost coleg cu Ogăraru și cu Paraschiv la echipă, nu? Da, la tineret și la junior. Deci să vedem câte istorie și știe. Da, Cosminelu e pregătit, îl avem aici și pe băiatul nostru, Iulian. Câți ani ai? 29, eu sunt din București, sunt șofer de ride sharing. Da? Da. Da, și da. Câte puncte ai? Câte stele ai? 5, clar. Bravo, bravo, mă, băiatul nostru. Și Iulică-i de-al meu. Da, 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 păi mă uitam bravo, că... Și? Mă uitam la vânz atunci. Are 5 stele bravo, și ține cu? Tot așa, FCSB sau Steaua, mai bine zic că cu FC Argeș, că m-am dus cu la Pitești. Să nu-ți mă pe nimeni. Și dacă pleci, știi cu cine pleci? Cu prietena. Cu prietena de cu cât prietena. Timp? 2 ani. De 2 ani? Da. Dar cum e pe chestiile astea, unde ești tu, cum ai zis, șofer pe... Ride sharing. Da. Da. Cum e? Bine. Apar și tot felul de... Necazuri, experiențe, da, în trafic, în peste tot. Nu, de ăștia, de mărcă mașină, de nu mai coboară, de nu plăie. A, da, 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 la ordinea zilei aproape. La ordinea zilei. Mă duc să iau bani de sus și uite să mai întorc. Știi cu doamna care umbla mai sumar îmbrăcată prin mijlocul Bucureștiului? Nu. Și zice polițistul, domnule, păreți, apropo de rășe, zice, păreți o doamnă serioasă, așa zice, umblați cu un sân dezgolit, e frumos. Copilul a rămas în taxi! Da, uite, telefon, uite. Bun, mai spun și vouă regulamentul, ca să știți despre ce este vorba, da? Da? Da. Ideea e felul următor, primul care apasă l-a blocat pe celălalt și nu merge și atunci înseamnă că tu poți să dai răspunsul. Dacă tu apeși, păi tu nu mai poți, vezi, da? Da? Am făcut proba asta, se vede. Da. Ideea e felul următor, avem o întrebare pe care domnul Oprișanu va pune, o întrebare care are două variante. Dacă știți răspunsul din întrebare și nu mai aveți nevoie de variantă, deja apăsați, da? E dreptul vostru. Dacă nu știți, așteptați variantele. Ideea e că dacă tu greșești sau dacă tu greșești, punctul merge la celălalt. Cine știe corect, ia punctul. Hai că e ușor, da? Da, ne da. Mai prindem oricum și pe parcurs. Sufla acolo, numai. Cătălinelu! Gata, tăticule, s-a pornit treaba. Ia zi. Fiți atenți aici. România a participat la 5 turnee finale ale campionatului european. Corect? Câte victorii a avut în total? Una. Asta e. Știi și cu cine? Contra cui? Răspunsul e corect. Imediat. Răspunsul este corect. Doar atât trebuia să spună? Da, 1. Deci răspunsul era A3, B1. Corect. A fost B1, calul la B1. Anglia. Știe nenicul. Dacă știe, știe. 3-2 am fost 3-2, la B1. Da, corect, da. La Charleroi. Da. Când a luat ganezul mingea, a zis, băi, vă trebuie răbeții, îi dau deci, eu, mă. Știai, Cosmine? Da, știam, dar... Ai apăsat mai greu, mai târziu, deci da. Te rog frumos, hai, să fim pregătiți. Mergem la următoarea întrebare și rogăm pe colegi să scoată din ecrane întrebările, pentru că apar și variantele și poate ei vor să răspundă înainte de a vedea variantele, să nu ajutăm, se da? Se vede că e un joc interactiv, lasă. Bun, haideți să vedem. Fluieră un pic în asta. Dar nu poți să te duci să fluieri un pic mai încolo. Bun, hai să vedem. Întrebarea cu numărul 2. Pe ce loc în grupă s-a clasat România în 1996? Campionatul mă... Uite, bă. Dar nu știi care era mai... toată întrebarea? Păi nu, doar da, aseară. Da. Da, campionatul european din Anglia. Din Anglia, nu mai gata. Da, să-mi justific banii, măcar până la sfârșit, să o zic. Ne-am cali pe locul 4. Asta e tăticul. Să nu zici că știi și după cine. După Bulgaria. Știe, bă, frate. Franța, Spania, Bulgaria. Dacă știe, știe.
Știai și tu, Irian? Da, da. Trei înfrângeri. Păi ce, ai dormit cu mâna pe schimbător? Păi nu. Trebuie să ai intrat în viteză. Da, da, da. 1-1! Haide, da, că Dorin Oprișan, să vedem cum stau lucrurile! Numărul 3, Patricou. Cine a scris primul gol al României? Da. Ia, a rămas, l-a blocat, corect. Scuze. Gata, s-a deblocat. Gata, s-a deblocat. Varu, păi ce face tata? Scuze. De camera VAR nimic. Scuze. A țipit, mâncai brânzică, ce face? Erai pe hârnăcior de bun. Să veni cu supra-varul, să controleze varul. Haide, domnul Brâșan, cine a scris primul gol al României în meciul cu Columbia la campionat? Primul gol? Primul gol. Gheorghe Hagi. Păi, nu, păi el trebuie să dea răspunsul. Păi și... Păi de acum să... Anulăm întrebarea asta. Anulăm întrebarea asta pentru că tu ai dat răspunsul, ne trebuie să-l dai tu că a prinsese Iulian. Da, mi s-a dat. De asta zic. Bun. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Așa pentru deci asta a fost... cei de acasă, asta da. E... Pentru cei de acasă, Florida Ducioiu. Deci nu era răspunsul corect. Cosmine, atunci ai noroc. Rămâne 1-1. Atenție mare. Ăsta e cartonaș galben, Cosmine. Răspundeți doar dacă ați apăsat voi. Dacă n-ai apăsat tot ăsta, dacă nu s-a făcut verde, nu răspunde. Hai. Ia-o-te pe asta mai grea un picuț. Numărul 4, Petrico. Împotriva cărei țări a înscris Maradona celebrul gol care i-a dus Polec la mâna lui Dumnezeu? Germania. Anglia. E Anglia, că era Shinton în poartă. N-a ieșit. Știi ce s-a întâmplat în clipa asta? Punctul tău merge la el. Da. E 2-1 la Iulian. Ideea e că puteți să așteptați variantele, dar erați prea sigur pe voi. Dacă nu așteptați variantele, uite ce se poate întâmpla. O tensiune vecină cu moartea. Ori 2-2, ori am plecat cine acasă. Deci 2-1 pentru Iulian. Autogol ai avut Cosmin mai devreme. Da. Atenție mare de tot. Citesc rar. Rar. Cine a ratat un penalti în meciul României cu Italia din grupele Euro 2008? Meciul cu Italia din grupele Euro 2008, Adrian Mutu. Știe tăticule, Adiță Mutu. Și era varianta Mutu, și era varianta cu Cosmin Guriță Cort. Mamă, 3-1 a câștigat. Da. Felicitări. Deci Cosmine n-a fost să fie. N-a fost să fie. Nu mă citi următoarele întrebări pentru că o să am rugăminte dacă se poate. Vii mâine, Iulian. Da. Deci mâine încearcă să ții curse pe lângă zona asta. Nu mai vreau, la ce aglomerație mâine, mai bine stau aici, dorm aici. Perfect. Tati, mâine e semifinală, sistem piramidal și poți să ajungi în finală. Să dea Dumnezeu. Deci în seara asta burta pe carte. Nu pe altceva. Te rog frumos, burta pe carte. Bun, Cosmine, ce să zic, drum bun către Craiova. Mulțumesc. Asta e. Nu a fost să fie, dar data viitoare, da? Exact. Perfect. O să facem în felul următor. Domnul Fugaciu, veniți puțin, este colegul meu, un emerit coleg și minunat. Vă cunoașteți? Nu, normal. Nu te lasă să intri prin... Da. Domnul Fugaciu... Aș veni mai repede. Domnul Fugaciu, haideți un pic aici, vă rog frumos. Aș vrea următoarele întrebări să le adresez colegului nostru, să vedem dacă știe să răspundă la ele. Pentru că se dă specialist. Veniți aici, domnul Fugaciu. Auzi, ai Biblia acasă? Dacă eu am Biblia acasă... Înainte să mă întrebe Cătălin orice. Ai? Dacă am Biblia acasă? Da. Ai? Da, normal că am Biblia acasă, ca orice creștin. Cu semnătură de la autor? Cu semnătură de la... Nu. Eu am Biblia fotbalului românesc. De la începuturi și până acum. Asta e pe invers. Bă, băiatule, bă! Și cu semnătura de la autor. Bă, băiatule. Pentru Eduard, cu toată dragostea, autorul 31-10-2023, istoria echipei naționale de fotbal a României, Cătălin Oprișan. A scris mai multe cărți decât am citit. Deci, bă, nene, că, da, ce frumos a zis, ai Biblia acasă. Da, n-am vorbit nimic, jur. Păi nu știu, nu, că n-ai vorbit. Mai bine, bă, voi acolo trebuie, nimic. Bă, dar cartea asta, deci n-ai scris nici mult, că ai și multe poze în ea. Deci vine omul, ridică mingea la fileu, doar să o plezdezi, bine că te duci. Păi ce mai ai cu poze? Păi nu mă, ăsta palmaresul ăsta, tu l-ai zis. Statistică multă, da? Nu, statistică, da, ți-a dus. Deci n-a scris-o, bă, a copiat-o. Uite, ai toate meciurile de 8 iulie 1922, ai niște știțe. Deci oameni buni, aici... E de colorat, iar nici pogorici, pentru pomirici. Două culori, asta e, s-a dus tot. Nu e adevărat. Cătălin Oprișan, oameni buni, iată. Bunicii noștri și-au sărutat soțiile, s-au urcat... Ia uite, bă, el a scris? Nu el a scris, cine s-a scris aici? Laudați-o. Unicul lucru pe care putem face cu istorie este să o rescriem. Cine a scris asta? Eu!
Și ce, am pus și o sigla federație, că puteam să scriu mai mult, de-aia am scris așa puțin. Fă, mă, te râs, uite-ai și pe partea asta, lași de puțin. Nu e adevărat, istoria echipei naționale de fotbal a României, 1922-2016, Cătălin Oprișanu, oameni buni. Păi trebuie să pregătești următorul volum, 2016... L-am actualizat, 2022, acum 2 ani. Păi și unde? Făcut. E pe net. Pe FRF Pugro să descarcă de acolo, că am trecut și noi la șmecherie acum, nu mai citim, nu mai omorâm copaci. Te-ai îmbogățit din cărți. Da, da, să vedem. Bun, domn Fugaciu, atunci hai să vedem, domnule, dacă sunteți pregătit. Ia pune Cătălin două, trei întrebări. O repede înainte, așa, că ne cunoaște vorba. Iată, cu ce scor s-a încheiat partida Argentina-România din grupele campionatului mondial Italia 90? Variantele. 1-1. Variantele 1-1. Gavi Vali. Începem acum și discutăm când era Maradona, să ducea la corner, să ruga, pupa mingea de Doamne, să dăm și noi un gol, să ruga să dea gol contra României. Cu tare, cu rotariu, cu... A, mă. Bun, mai departe, ia să bun. Vedem. Cine a fost comentatorul? Iliuță Dobren. Cine a fost comentatorul meciului România-Argentina de la campionatul mondial din Statele Unite 1994? Varianta numărul A este Cristian Ciopescu. Cristian Ciopescu. Ce varianta A este Cristian Ciopescu? Știe, mă, domnul Fugaciu. Știe. Știe. L-am testat. Felicitări, domnul Fugaciu. Cum mă găsim pe Instagram? Nu mă găsiți pe Instagram, că nu am. Da, și cu ține cine la Survivor treabă. Da, exact, la Survivor. Deci asta e preză. Biblia fotbalului românesc, istoria echipei naționale. Felicitări. Istoria echipei naționale, fotbal a României. Perfect. Un răspuns pentru tine, că a rămas restant maestru. Da. Ce-a mai făcut, măie? Primul gol al României. Da. Aici, minutul 41, nu 43. 41 este în cronicile, da. Eu am zis 43, minutul 41 este în cronicile românești, 43 în cele sârbești. Că n-au avut, n-aveau cronometru în 1000. Deci ai văzut? Deci ai văzut că te bate cu cartea ta. Da. Știe, mă, știe omul, domnul, știe foarte frumos. Băi, Oprișan, bravo. Vii și mâine? Dacă e și cu protocol, că mâine e lung. Mâine e lung. Protocol. Mâine avem semifinală și fai finală. Fai de capul meu, păi să stă la lojă mâine. Ideea e, voi, cu ciorbă mâine, că e mult. Concursul nostru continuă și mâine cu meciurile decisive, adică cele două semifinale și finala. Așa că baftă participanților!